Ahora, aquí. Lili. Nu, mulțumesc, te aștept aici. Te-ai speriat? Ai văzut o femeie goală? Stai, nu știu, să mă gândesc că... Nu, nu mai amintesc. Dar mai bine îmi spui tu de ce m-ai chemat. De ce vrei să vorbim? Așa, să ne cunoaștem mai bine. Nu vrei? Am înțeles. Și acum trebuie să apărăm aia, nu? Pe ușa aia sau pe aia? Pe care? Eu eram, nu trebuia să trântești din halul ăsta ușa. Ce faci aici singură? Mă joc cu păpușile. Vrei și tu? Auzi, dacă te plictisești, eu am o idee mai bună. Hai să ieșim în oraș. Hai, ce zici? Cu Max te mai vezi? Dar ce mă presezi atât cu Max? Nu știu, mi se pare un tip ciudat. Cred că e traficant. Da? Ce trafic să facă? Contrabandă de gagici? Ai grijă să n-ajungi prin Japonia. De fapt, vreau să te întreb altceva. Ce? De unde are el atâția bani? Dar de unde știi tu care are el bani? Auzi, fetițo, ești pe calea greșită. Mihai are bani. Ce telefon frumos ai. Îmi place. Îl preferam pe celălalt, dar... Și-am un sfat. Nu lua ce arunc eu la gunoi, Sonia. Te rog. Bine, dar vezi că-ți sună telefonul. De ce nu răspunzi? Era el, nu? Ce ți-au povestit despre mine? Că sunt o curvă, că devorez bărbații, nesuferită, dezmățată? Cam așa ceva. De asta sunt și speriat, nu vezi? Pe bune, e speriat? De asta ce a fost mai devreme? O probă? Nu, dragule, probele se dau în pat de obicei. Uite cum facem. Te rog, ajută-mă și pe mine cu brățara asta. Te duci la mama și o cer pe Maia în căsătorie. Dacă nu-ți dă ea binecuvântarea, vă dau eu, da? Lili, dacă ar fi așa simplu, cred că... tu rezolvi eu, nu e o problemă. Voi să aveți actul ăla în buzunar. Stai un pic să poți să... Cum se prinde tâmpenia asta? Așa? Așa. Eu știu. Hai mă, că o să fie bine. Ce faceți aici, copii? Aveți tu mulțumesc, dar ziua mea e mâine. Mamă, ziua ta e în fiecare zi. Ce vorbești, la mulți ani? Să fii sănătoasă și iubită. Să nu mai stresezi elevii. Dai și nouă ceva de mâncare, că o să murim lihniți. Ce ne-ai făcut bun? Fasole bătute. Super. Hai, repede, repede.
Vai! E foame, ce frumoasă e broșa! A, da, așa, da. Fasole. Fasole. Nu, stai, murături întâi. Hai, așezați-vă la masă, hai, repede, uite, fasole. Mama, la magazinul de unde am luat broșa am găsit și chestiile astea, da. Ia vezi, îți plac? Care v-a să zic că v-ați hotărât? Mă bucur pentru voi. Să fie într-un ceas bun, copii. Da. Mamă. Ce, m-a murit? Ce ave? Nu, mamă, da. Verghete! Ziua asta. Ce? Să fii și tu fericit. Mă duc. Alexandra, mamă. Spune-o ce e cel mai important în viață. Fasolea. Și de cărnați avem? Nu știu de ce plângi. Bună seara, domnul Mihai. Nu vă mai grăbiți că au plecat, să știți. Mai sunt acasă doar domnișoara Sonia și sora dumneavoastră. Nițule! Hai mă, ieși odată afară, unde naiba ești? Nițu! De ce nu vrei să înțelegi? Doamna Simona mi-a spus clar, nu va fi niciodată de acord ca Mihai să se căsătorească cu tine. Atunci, domnul Varlam, de ce nu ne-a lăsat să plecăm? Varlam știe, domnul Varlam știe. Mihai se va distra cu tine, se va plictisi și se va căsători cu Sonia. De ce nu vrei să înțelegi? Mamă, sunt majoră, o să-mi caut certificatul de naștere și gata, plec! Salut, mâna! Bine că ai venit, că se certau astea. S-a întâmplat ceva? Parcă tu nu știi. Auzi, dar ce căutai? Nu-i treaba ta. Vezi că chestia aia care nu e treaba mea a ascuns-o mama foarte bine. Eu nu mai pot, mă, nu mai pot, nu mai pot! Stai, Maia! Maia! Mama, liniștește-te numai. Unde a plecat Maia? Știi? Nu știu unde a plecat. Maia, stai! Maia! Nu, deci nu-mi dai față. Dacă îmi dai față, pe bune, nu-mi păcărești prea. Pe mă-mi dai! Maia! Ia, ia tăci. Ia vin încă. Maia, stai. Ia-te, fată, Mihai o strigă pe Maia. Bă, chiar n-aveam de când să mă enervez astăzi. Ne simțea bine, cred eu, nu? Da, ne distram, dar... Ai, de viața mea. Bă, ăsta e cam prost. Exagerează. A început să se afișeze cu ea prin casă. În fața lui papa, în fața lui Simona. E cam gravă situația. Hm? Eu cred că i-au făcut farmece. Mai suport. Mai, eu sper să nu se căsătorească. Băi, nu ai copii și tu, că da. Nu știi ce să fac. Ce vrei nervoasă și scoți numai boțelii pe gură. Taci! Nu vreau! Dacă nu știi să-l țin lângă tine... Taci! Nu vreau! Idiotă-i și tu, câteodată. Nu neapărat să-mi amintesc să sun pe Nicol. Pe cine? Pe Nicol. Ce chinuie îngrozitor, mă, săraca fată s-a gândit să organizeze petrecerea pentru noi, în cinstea noastră și...
Mm? Ah, da, da, mă, băi, săracă. Nu? Serios, pe bună. Nu-mi extraordinar. Și cum ne-a primit tot timpul familia aia cu brațele deschise, știi, și Varlam, care e pâinea lui Dumnezeu, mă, ce să mai... Pe bune, parcă... Parcă extraordinar, extraordinar. Tata, bunicul. Da. Serios. Foarte drăguț de fiecare să... dată și rănit, asta... exact, trebuie să o răsplătești. Bunătatea, da, și nu, nu poți să nu o răspăi, adică... Rănești groaznic. Da, groaznic. Chiar ar fi dezamăgit. Eu cred că ar suferi. Nu, nu, nu trebuie să ne facem greșită. Noi lor asta. Nu, niciun caz. Fi nedrept. Niciun caz. Nu vine să cred. Nu vine să cred. Ce? Noi doi, soț și soție, mie îmi sună. Maia, ce s-a întâmplat? Ce-ai, mă? Auzi... Mihai a fost pe aici? Stai liniște că nu mă interesează Mihai. Eventual, taică-su. Tu ai fi în stare să te culci cu el? Da, aș fi în stare să mă culc cu el. Care-i problema? Ce-ai, mă? Vreau să îmi zici și mie ce să fac. Adică? Vreau să plec de la mama. Unde să pleci, mama aia? Nu știu, nu știu. Să mă angajez, să... Îmi văd de școală liniștită, nu știu. Simt ceva. Ar fi o soluție să pozezi goală în reviste, ce zici? Te tentează? Vreau și eu să vorbesc cu cineva, mă, serios, mă. Mă, tu ești nebună? Cum să pleci din casa aia? Tu trebuie să rămâi acolo! Nu înțelegi nimic. E, bine că înțelegi tu. Să te angajezi, nu să te angajezi. I-am auzit cu urechile mele. Vorbeau de fata bucătăresei. Ai și cunoscut-o pe Maia? Să nu te mire, dacă patronul de ordin, se face și moarte de om. Adică? Adică dacă nu-i place fata, dispare. Cum? Cum? Nu știu. Dispare, pur și simplu. Tu, Nițul, ai fi în stare să omori pe Maia? Eu? Doamne, iartă-mă, dar ce se poate neca, se poate întâmpla o mulțime de chestii.